Sâmbătă, cei mai tineri voleibaliști de la CSS din Nicu Golescu au participat la primul turneu din acest sezon al Campionatului Național de Mini-Volei Băieți. În primul joc, voleibaliștii mușceleni au avut de înfruntat echipa gazda a turneului, CSS Dream Team Tulcea. Deși nu au jucat deloc rău, sportivii pregătiți de Raluca Nedelcu Moisescu au pierdut confruntarea cu tulcenii, reușind totuși să își adjudece un set, scor final 3-1 în favoarea gazdelor. În cea de-a doua partidă pe care au disputat-o la acest prim turneu, voleibaliștii câmpulungeni au întâlnit pe CSS Buzău. Mult mai determinați decât în primul joc, sportivii câmpulungeni au câștigat această întâlnire la un scor în oglindă față de cel din prima partidă, 3-1. În seria C a Campionatului Național de Mini-Volei Băieți, în care activează voleibaliștii de la CSS din Nicu Golescu, se înregistrează o situație cel puțin ciudată. Două dintre cele 5 participante au decis să se retragă din competiție. Este vorba despre CSM Ploiești și CSS 1 Constanța. Prin urmare, lupta în această serie se va duce doar între cele 3 echipe care s-au confruntat în acest prim turneu de la Tulcea.